Aș vrea să discutăm un pic despre ceea ce înseamnă kinetoterapia. Dacă este să despărțim cuvântul în două și să mergem la originea lui, ne referim la recuperarea prin mișcare. Însă ce anume recuperăm? Recuperăm o funcție alterată, indiferent dacă ne referim la o funcție musculoscheletală sau la o funcție a organelor interne. Corpul trebuie privit ca un întreg, iar exercițiul pe care îl dăm pacientului, dacă vrem cu adevărat să personalizăm kinetoterapia, este necesar să îi dăm un scop, un scop exercițiului și un scop lucrurilor pe care le facem. Iar pacientul este necesar să fie prezent atât fizic cât și mental pe toată perioada exercițiului și pe toată perioada ședinței. Este necesar concentrarea pacientului la ceea ce face pentru a putea antrena cât mai multe arii de la nivel de creier, de la nivel de engramă motorie și senzorială. Întregul corp are o hartă la nivel de creier și dacă este să dăm un pic timpul înapoi și să ne amintim de clasa 11-a în cartea de biologie, aveam o imagine cu cele două jumătăți de creier. Pe una era desenat o față mare cu niște buze mari, pe cealaltă erau desenate niște mâini foarte mari și erau destul de amuzante. Acele două imagini reprezintă de fapt harta noastră a fiecăruia dintre noi la nivel de creier, din punct de vedere motor și senzorial. Ținând cont de această hartă, care este în permanentă schimbare, și să ținem cont și de schemele de adaptare și compensare care se formează în urma unei patologii, corpul se supune la trei legi. Avem odată legea echilibrului, a doua este economia de energie, iar a treia este legea confortului, adică optăm permanent să nu simțim durere. În schema fiziologică a echilibrului, cu tot ceea ce ține de viscere, homeodinamică, hormonal, neurologic, care formează homeostazia, adică echilibrul în întreg organismul, aceasta este prioritar și soluțiile de adaptare sunt economice. Cum schema de funcționare este fiziologică, este natural să fie și confortabil. În schema adaptativă, curbată, organizarea întregului organism va încerca să conserve echilibrul, prioritizând lipsa durerii. Suntem dispuși să facem orice, numai să nu doară, și vom adopta posturi deficitare, vom bloca mobilitatea pe anumite zone, refuzând să facem anumite mișcări, chiar dacă la început depunem mai mult efort pentru aceste adaptări în noile posturi. Important este să avem din nou confortul psihic și să nu simțim durerea. Fiecare dintre noi face acest lucru. Prin urmare, atunci când refuzăm să ne mișcăm de frica durerii sau avem kineziofobie, la nivel de hartă apare o modificare. Creierul și el funcționează pe principiul ceea ce nu folosim, pierdem. Așa că zonele din corp care sunt folosite mai puțin pierd din teritoriul acestei hărți și cele care sunt folosite mai intens câștigă mai mult teritoriu. Drept urmare, devine tot mai greu să facem anumite mișcări, deoarece creierul nu mai recunoaște sau recunoaște cu greu acea zonă din corp. Devenim din ce în ce mai rigizi, ce presupune un program de kinetoterapie adaptat prin mișcare,
este recuperarea teritoriului pierdut de la nivel de hartă, atât din punct de vedere motor, cât și din punct de vedere senzorial. Ca atunci când în copilărie învățăm anumite lucruri să le facem, acum ca adulți este nevoie să reeducăm, este nevoie de conștientizare a tuturor lucrurilor pe care le facem și trebuie să repetăm o mișcare cât mai corectă sau cât mai aproape de corect, până când reușim să refacem engrama modificată, engrama alterată. De aceea este important atât implicarea kinetoterapeutului, cât și a pacientului în proporție de 100% în acest proces, deoarece fără să ne dăm seama, este mult mai ușor să ne întoarcem într-o schemă de mișcare veche pe care o cunoaștem mult mai bine și nu este nevoie să depunem niciun efort pentru a o face. Așa cum spune cercetătorul Pascal, creierul este ca un deal înzăpezit de iarnă. Acest deal, panta, rocile, consistența zăpezii sunt un dat, ca și genele noastre de altfel. Când alunecăm la vale pe o sanie, putem să o învârtim și să-i dăm o direcție și vom ajunge la poalele dealului pe o cale determinată atât de modul în care ne jucăm cu acea sanie, cât și de caracteristicile dealului. Unde vom ajunge cu exactitate este destul de greu de anticipat, pentru că în joc sunt atât de mulți factori, stilul de viață din toate punctele de vedere. Pârtiile mentale care sunt trasate pot conduce la obiceiuri bune sau rele. Dacă avem o postură incorrectă, ea va fi greu de corectat. Dacă abordăm obiceiuri bune, acestea vor fi consolidate. Este necesară perseverența pentru a putea ieși de pe pârtiile create și să ghidăm sania către pârtii noi, altele decât cele bătătorite deja. Practic, în momentul în care facem un lucru de ajuns de mult, el intră în automatism și nu mai suntem conștienți de acea mișcare pe care o facem. Așadar, prin kinetoterapie ne reeducăm practic pe noi, ne reeducăm stereotipurile motorii create. Corpul este făcut să se miște permanent, însă datorită jobului sau a stilului de viață pe care îl avem, menținem timp îndelungat aceeași poziție. Prin urmare, o parte a mușchilor vor fi permanent pe o poziție de scurtare, iar ceilalți din partea opusă pe o poziție de alungire. Zilnic adoptăm aceeași postură, așa că acești mușchi vor rămâne permanent așa, iar cu timpul începe și modificarea la nivel de articulație, până în momentul în care facem o schimbare. Nu ne dăm seama de acest lucru, pentru că aceste modificări le dobândim încet, în timp, engramele se modifică, iar la un moment dat va fi suficientă o mișcare bruscă și apare accidentarea. Practic este suficient să facem o mișcare bruscă în direcția opusă musculaturii care este pe scurtare, care este modificată, și accidentarea cu implicit durerea vor apărea. Aici rolul kinetoterapiei este de a provoca creierul pacientului să scoată din memoria inconștientă, practic din automatism, mișcările compensatorii, pacientul să le înțeleagă și să implementăm mișcări conștiente care vor duce la activarea unei mișcări fără compensare. Este la fel ca mersul pe bicicletă. A fost nevoie de timp pentru a învăța coordonarea dintre cum să mișcăm mâinile, cum să mișcăm picioarele și cum să pedalăm pentru a ne putea ține echilibrul.
Apoi totul s-a legat de la sine automat. Iar dacă pentru o perioadă îndelungată de timp nu mai mergem pe bicicletă, acest reflex se diminuează, se șterge ușor și în momentul în care dorim să ne urcăm din nou pe bicicletă vom realiza că nu va mai fi la fel de ușor, că vom avea momente în care ne dezechilibrăm, că vom avea momente cu senzația de cădere. Drept urmare, va fi nevoie de câteva ședințe, de câteva momente de a ne urca pe bicicletă, până când ne reamintim ceea ce avem de făcut.